Vă salut, dragi prieteni! Eu sunt Marcian Petrescu, liderul trupei de blues Trenul de Noapte din București și cotat drept cel mai bun cântăresc la muzicuță din România în domeniul de blues, dar nu numai. Cei care n-au apucat să mă cunoască până acum, nu m-au văzut în concerte, pot să facă o cunoștință mai aprofundată cu munca mea, intrând pe YouTube și urmărind clipurile care sunt postate acolo. Sunt foarte multe. Sunt și niște tutoriale, sunt și demonstrații făcute cu diverse microfoane, diverse sisteme de amplificare, amplificatoare, tot felul de pedale, dispozitive anti-feedback și așa mai departe. Însă, în materialul ăsta video, vreau să vă prezint o serie de muzicuțe fabricate de cei de la firma Honor și care mi-au atras atenția în mod deosebit. Sunt o, mă rog, unul dintre modele este o intrare mai recentă în catalogul celor de la Honor și despre el am să vorbesc în special. Este vorba de modelul Rocket Low. Este un model de muzicuță care a apărut, vedeți, da? Are o culoare foarte albastră, foarte frumoasă. Este din seria de muzicuțe Progressive. Dacă intrați la Honor pe site o să vedeți. În seria de muzicuțe Progressive, Rocket Low, sunt niște muzicuțe de ce înseamnă low. Sunt muzicuțe care sunt acordate mai cu o octavă mai jos decât cele din gama normală. Dacă, nu știu, dacă știți cum arată un pian, bănuiesc că ați văzut, pianul are o, pianul clasic are o claviatură, da? Care, mă rog, conține 88 de clape. Tradus în număr de octave, asta înseamnă 7 octave și jumătate. 7 intervale câte 8 note și jumătate. Ce este foarte interesant, că, deci 7 octave jumate. Anumite muzicuțe au nota de plecare de pe gaura 1 pornind dintr-o anumită octavă. Este acordajul se face dintr-o anumită octavă a pianului, octavă de referință. Alte muzicuțe au această notă pornind dintr-o octavă mai jos. Și o să vă arăt imediat despre ce e vorba. De exemplu, dacă luăm această o muzicuță în gama do major, da? Aceeași chestie cântată cu o asemenea muzicuță Rocket Low. Așa arată. Corp albastru, foarte frumos. Da? Bun. Atenție! Sau? Da? Este mai greu deja de modulat pe când te duci în mai jos, pentru că lamelele sunt mai lungi, mai groase și necesită, de multe ori ele nu pot fi modulate foarte, foarte bine. De exemplu, spre deosebire de, deci aceste muzicuțe au fost dezvoltate pentru că sunt foarte utile, mai ales atunci când vrei să când vrei să cânți un anumit, să dai o sonoritate aparte unui pasaj muzical sau unei piese întregi.
De exemplu, Sonny Boy Williamson, dacă nu știți cine este, căutați pe YouTube. Sonny Boy Williamson avea obiceiul să cânte anumite piese cu două muzicuțe. De exemplu, când dau o piesă cu o muzicuță normală în do major, de exemplu. După care putea să treacă la o chestie de asta. Sau putea să înceapă piesa, deci schimba textura sunetului, schimba diversifica sunetului. Sau putea să înceapă o piesă, de exemplu, așa. Bun. Deci ăsta este marele avantaj al acestor muzicuțe. Poți să schimbi textura sunetului, poți să diversifici sunetul, poți să treci de la un registru baritonal, da, către un registru de, să zicem, tenor sau sopran. Mai interesant este, de exemplu, când urci, de exemplu, nota do, do-ul ăsta de aici, al unei muzicuțe normale în do major, este do-ul din octava de mijloc a pianului. Se numește octava a patra, do-4. O să vedeți poate undeva notația asta. Do-4, C-4. Înseamnă că este nota do din octava a patra a pianului. De exemplu, majoritatea instrumentelor, da, se acordează la, pornind de la nota la a la 440 de herți. Așa numitul laul de referință, laul de pe diapazon. Și atunci, ca să, cum să spun eu, ca să te, ca să ai o referință, majoritatea instrumentelor așa se acordează. Muzicuțele fac un pic notă discordantă, pentru că multe dintre ele se acordează mai sus la 441, 442, 43, 44 sau chiar 445 de herți. Deci este tot la o de referință, dar este un pic mai sus. Deci nota la, dar un pic mai sus acordată. De acolo se pornește. Bun. Ideea este că poți să faci chestia asta. Deci do-ul pleacă de acolo. Dacă urcăm în gamă, do, re, mi, mi, dacă ajungem la mi, e, aici avem o chestie, o să observăm că spre deosebire de do, mi-ul e mai sus un pic, da? Și de fapt toată muzicuța este un pic mai stridentă ca sună. Spre deosebire de... Ok? Iată cum sună, de exemplu, o muzicuță low I, low mi. Spre deosebire de... Interesant, nu? Sau, cum este, de exemplu, piesa, să spunem, Pontiac Blues, tot al lui Sonny Boy Williamson, care începe ceva de asta. Dacă facem toată chestia asta, o transpunem, că e aceeași chestie. Da? Notele sunt aceleași, doar cu o octavă mai jos. Dacă transpunem treaba asta, o să sune altfel. De exemplu.
Deci se schimbă sunetul. Este foarte interesant. Sunt diverse posibilități, poți să cânți niște acorduri, de exemplu, în muzicuța în do poți să faci un mers al trenului, care sună diferit, de exemplu, poți să cânți aici. Sirena trenului odată, pe 3-4 aspira. Și după aia poți să faci acest mers al trenului. Nu știu dacă sesizați. Rămâne o vibrație reziduală, da? Spre deosebire de muzicuța în acordaj normal, două acordaj normal. Reziduul ăla de sunet, de la vibrația reziduală a ramelei, este mult mai scurt. Bun. Aceeași poveste și în cazul miului. Bun. Dacă ne ducem, de exemplu, la o muzicuță în re, că să facem, mergem în contrast, do cu mi și re cu fa. De exemplu, muzicuța în re. Este o tema de introducere de la piesa Mă întorc acasă, compoziție de-a mea. Dar transpun asta pe o muzicuță în low D, da? Low D. Fiți atenți aici. E diferită treaba. Și nu neapărat o muzicuță de asta nu trebuie neapărat să o folosești la o tip de. Poți să folosești la un alt tip de piesă, de exemplu. Poți să folosești la o piesă cum este, cum folosea Carrie Bell, de exemplu, avea. Bun. Aceeași chestie dacă aș cânta-o pe muzicuță mai sus. Sau, de exemplu, el putea să folosea de foarte multe ori tot așa în anumite, mai ales în elisele de studio, începea, de exemplu, făcea o temă. Thank you.
și așa mai departe. La fel. La fel dacă, de exemplu, acum ajungem la muzicuța înacordată în fa, F. Eu folosesc în alternanță diverse modele, nu am... Singurele care rămân constante sunt aceste muzicuțe în game, în acordaj low, rocket low, de la Honor. De exemplu, muzicuța acordată în fa este foarte stridentă, este chiar ușor mai stridentă decât cea în mi. Vedeți, este mai sus. Și atunci... Dacă luăm una în low F, lucrurile vor suna altfel. Și la fel poți să creezi aceste contraste foarte interesante între o muzicuță acordată normal că asta sună că e în altă tonalitate. Nu, este în aceeași tonalitate, numai că acordată în aceeași gamă, numai că este altceva. Da? Bun. Deci, ideea care este? Cei de la Honor au ieșit pe piață cu această gamă de muzicuțe, Rocket Low. Eu am aici doar 4 dintre ele, ele sunt în total 5. Mai este așa, este E flat, Mi bemol, Low E flat, care sună la fel foarte bine, este o muzicuță foarte bine, foarte bine lucrată. De fapt, toate sună foarte bine, dacă este să facem la, din nou o trecere. Așa, luăm de exemplu un re. Da, luăm un low I, un low mi. Așa, și luăm și un, de exemplu, un low F. Și dacă facem o șmecherie, fiți atenți aici, putem să facem o urcare în felul următor. Ca să vedeți despre ce este vorba. De exemplu, avem... Fiți atenți. Do, re, mi, fa. Da? Fiecare nota de pe gaura 1 la fiecare. Și acum facem aceeași chestie cântând do, re, mi, fa de pe muzicuțele în acordaj normal. Da? Și avem așa. Ia să vedem. Ok, să le pun în ordine. Deci avem. Da? Deci este o diferență foarte, foarte mare. Așadar, Rocket Low. O muzicuță pe care, atenție, nu o recomand decât muzicuțiștilor serioși
care știu ce vor, care au tehnică, care respiră bine din diafragmă, pentru că vă spun clar, dacă nu știți să controlați aerul, muzicuța asta va suna urât. Dacă respirați haotic, ea nu se va auzi. Va fi pufăială. Altfel. Sună foarte frumos. Deci este o... Gama asta de muzicuțe, să știți că poate fi achiziționată de la Expert Music din Suceava. Celor care le mulțumesc pentru faptul că mi-au pus la dispoziție aceste muzicuțe. Expert Music Suceava sunt unii dintre distribuitorii de muzicuțe Honor în România. Ei au și un site mai ușor găsiți la discosystems.ro. Căutați pe internet. În orice caz, să știți că au o selecție foarte bună și dacă nu veți găsi în București muzicuțe, încercați din capul locului acolo. Dacă, mai ales cei care sunteți din zona Moldovei, încercați la Suceava, la Expert Music, cărora le mulțumesc foarte mult pentru muzicuțele puse la dispoziție. Eu sunt Marcian Petrescu, acesta a fost materialul dedicat muzicuțelor Rocket Low. Sper să vă fie de folos și să încercați și voi să deprindeți magia cântatului la muzicuță. Toate cele bune!